Primul invitat din această seară este un tânăr foarte drăguț, coregraf și este director artistic a unei școli de dans, Igor Munteanu. Salut! Salut, Igor! Încântat, bucuros să te revedem. Ia loc, te rog frumos! Igor, aș bine venit! Noi cu Igor ne cunoaștem de foarte mult timp, de altfel, dar prima noastră conlucrare a fost la Palatul Național, când au venit doi băieți crăcănați la școala lui Igor să facă niște elemente de dans. Igor, din start, vreau să fac operații, dar au zis că e hai să încercăm fără operații din tâi. Da, da. Eu aș spune că foarte atenți și stăruitori, asta mi-a plăcut foarte mult. Mersi mult. Eu deja eram leșinat de lucruri, dar ziceau, încă o dată, încă o dată, hai încă o dată să repetăm. Noi nu eram siguri pe noi, pur și simplu nu eram siguri. Sigur, într-adevăr, ce facem, cum facem și etc. Și era destul de complicat. Plus la asta, Igor, ți-mi minte când... Igor este foarte săritor la ajutor. E o persoană foarte deschisă, foarte... Într-adevăr, când e nevoie de ceva, uite, el este persoana la care pot să apelez. E plăcut pentru că, în primul rând, el iubește să se implice în proiecte noi. Și respectiv, asta. Odată ce i s-a propus ceva interesant, eu cred că Igor îmi place să lucrez cu oameni creativi. Asta e, nouă foarte mult. Îmi place, mai ales că, de ce spun că Igor e foarte săritor la ajutor, noi am avut nevoie de o fată și Igor ne-a dat-o tare repede. Nu, era vorba de un scenariu acolo la Palatul Național, cum iese destul de des la noi Republica Moldova. Igor știe foarte bine de aceste lucruri. În ultimele 10 minute, Igor, noi avem nevoie de o fetiță aici să iasă frumușel și pur și simplu stai 30 de secunde. Bun, amuși, facem, revede, nu știu, Cristina, dacă nu mă înșel, Cristina a fost invitată atunci pe scenă și noi. Cum alegi super, tu super. Echipa, Igor, spune mai bine, da. Cum alegi tu echipa, cât e de complicat să faci un casting și să vezi că băieții ăștia într-adevăr sunt talentați și merită să începi lucrul cu ei? Cred că echipa se alege de la sine. Până la urmă, suntem o școală foarte deschisă, îi primim pe toți, dar nu toți rezistă la regimul nostru de repetiții, de evenimente și realizează că nu se încadrează în orarul nostru și au nevoie de altceva. Deci din lanț, sau, încet, încetșor, da, câte un zaz zboară în momentul în care nu mai... Știi? Lasă altceva și realizează că merită să fie aici. Da. Am avut cazuri când m-a sunat părinții și au zis că așa ceva încă n-am auzit, dar a venit copilul acasă și au zis că eu mă... De zic de voi, dar... zice, așa ceva încă n-am auzit, ce se întâmplă? Zic, păi nu se întâmplă nimic, zic, chiar aș vrea să vă cunosc, să veniți să vedeți că facem lucruri destul de profesioniste și încercăm să avem un orar cât mai profesionist, că dacă nu faci repetiții, nu faci chestii, nu te dezvolți și... Rămâi în urmă, nu mai faci treabă. Eu știu încă o chestie, Anatol, în denumirea școlii persistă cuvântul prieten, știi? Și dacă nu ești prieten, zbori deodată din echipă, dacă nu te împrietenești. Se ajută, se susțin și cred că în orice echipă nu mai intră așa în mod, se creează lucruri frumoase și destul de libere. Încă un moment cu Igor vorbeam ceva timp în urmă. În Moldova se întâmplă astfel de lucruri tare des când te sună miercuri pentru un concert de joi. De joi, da. E adevărat, cum vă discutați voi în momentele astea? Deci avem o imunitate deja creată, cred că, de toți artiștii care sunt în orice secundă gata să facă un lucru și cred că asta și este profesionalismul. Da, tu el așa apare, el așa se demonstrează. Profesionalismul vostru, da. Dar partea cealaltă zice că e altfel. Pentru că știi cum se întâmplă, Igor? Doar așa și este. Avem nevoie de... Da, acolo e simplu, acolo trebuie multe elemente de cele de voastre. Igor, nu mă înșepeți și terminați. Tu ai CV și ai să înțelegi. Da. Și eu da, m-am înțeles. Mie mi-a plăcut odată un elev că... Mergea repetiția, trebuie foarte urgent de făcut o montare. El intră în sală și zice... Acela, pune-te în ultima linie, pe urmă, pe video, să înțelegi ce trebuie de făcut, când ești după concert. Super! Pune-te în ultima linie. E după, da. Deci cazuri sunt de fiecare dată, momente haioase și momente mai puțin haioase, pentru că voi depuneți efortul ăsta ca să iasă totul bine. Sigur, e muncă la limită și câteodată limita asta îți dă un nou avânt, îți dă o nouă idee sau
chiar niște lucruri care le-am creat pe parcurs au venit mai bine decât eram într-o montare pregătită și trebuia să mă gândesc, să fiu pregătit, să văd de unde iese, cum. Dar câteodată așa, ai vrea să fie totul aș vrea, la punct, frumos, lejer, atent și așa mai departe. Toți vrem să planificăm niște chestii care știm cum decurg, așteptăm rezultatul care va fi sau cum credem noi că va fi, dar aici nu reușesc să aștepți rezultatul, că el deja este. Îl analizez deja cum este. Fugiți în fața trenului. Spune-ne câteva cuvinte despre plecarea ta care a fost plecat în New York. Pentru ce studii? Ce ai vrut să înveți de acolo? Ce ai prins tu acolo? Deci eram într-un turneu cu Irina Allegrova. Întâmplător am făcut cunoștință cu niște dansatori de la Riverdance. Este un show pe Broadway care merge. Ei erau din Rusia și cineva mi-a zis: nu ai vrea să încerci? Zic, vreau foarte mult, că îmi place să învăț stiluri noi. Și mi-a arătat Broadway Dance Center, una dintre cele mai bune școli din lume. Și stilul jazz în dans este foarte libertin, creativ și destul de interesant. M-a atras foarte mult, unde în fiecare dimineață, chiar dacă nu mă culcam, că stăteam cu prietenii, nu te culcai noaptea, la 8 dimineața să merg cu metrou, să ajung în centru, să mă pregătesc de lecții. Eram epuizat, obosit, că eram și în turneu și în discuții cu prietenii și multe chestii se întâmplau. Dar ieșeam de acolo, asta îmi plăcea, starea, că parcă erai odihnit, erai inspirat, erai cu putere. Deci până la urmă tu acolo nu ai dormit, dar nici nu ai avut timp pentru asta și nici nu ai avut nevoie de asta. Nici n-am avut nevoie. Nu cred că dacă are cineva timp să doarmă când ești în New York sau în alte orașe destul de mari care vrea să le vezi, să le cunoști. Să prinzi și totul de acolo. Da, da, da. Ok, în afară de școală respectivă, ca și director acum nu prea reușești să dansezi propriu-zis. Da, din păcate. Când a fost ultima dată când ai dansat, apropo? Am în vedere la un eveniment, spre exemplu, la un concert. Nu, la evenimente am dansat, cred că la Irina Allegro. Așa. Am plecat, am început deja să creez prima școală, am deschis-o în Brașov. Acolo a fost o perioadă destul de interesantă, am lucrat cu patinatori, copii, mergeam la campionatul României. Și apoi am fost nevoit deja să mă întorc, nu aveam cetățenia și deja s-a întâmplat multe chestii. Am fost la deschiderea Eurovizionului din Kiev, apoi un proiect în Dubai de jumătate de an și după asta deja m-am întors în țară. Dar îmi plac trecerile, îmi plac senzațiile care trec. Ești artist de balet sau dansator, cum mi-e zice, ai o stare de că ești epuizat, dar o satisfacție că ai făcut un efort, a fost un concert, primești și ai realizat acest feedback. Da, da. Și trecând de la dansator la coreograf, am început să simt când vezi montarea ta, vezi un proiect al tău, vezi un, chiar nu proiect, dar un gând, un sfat, o mișcare și deja zici, uite, a fost așa cum era aici undeva, că deci noi în artă nu știm ce iese. Deci creația, mă întreabă mulți, o să fie frumos? Zic, noi ne străduim să fie cel mai frumos, dar da, până la urmă, știi cum ne dă Dumnezeu? Și nu contează. Asta, că să fii frumos, eu nu-ți aminte că desori și până ne întreabă. Dar să fii interesant? Nu, n-ați fi. Poți să fii. Ce știi chemați de asta? Da, poți să fii. Cum, dar voi? Păi e normal că muncim dacă pentru asta ca să organizăm. Hai să fii frumos, să fii interesant. Să te întrebăm și o altă latură a acestei monezi, apropo. Financiar este ok să-ți menții școala asta de dans? Eu cred că depinde fiecare la limita care o pune. Deci pentru limita ta, e ok? Dacă tu nu-ți pui o limită și te gândești la creație, vrei nu vrei, îți vine și a doua parte. Că dacă tu le schimbi cu locul, se închide creația și se închide tot. De ce te întreb? Câte bancnote de un leu ai în buzunar acum? Ai bancnote de un leu? Nu am. N-ai cu tine în general la momentul de față? Nici monede. Nici monede, nimic. Okay. De ce te întrebăm? Nu, că noi nu umblăm cu cerșitul. Noi nu umblăm cu cerșitul cu un leu. Noi umblăm cu cerșitul cu 10.000 de bănuți. Eu m-am pregătit. De ce te întrebăm? Pentru că, uite, ce părere ai tu? Noi am discutat mai înainte despre monezi de un leu și de 2 lei care o să fie implementați în Republica Moldova, o să fie în circulație. Ce părere ai tu despre asta? Depinde care vor fi
la ce va fi nevoie de folosit anume aceste monede. Dacă se schimba niște sisteme care va trebui să cauți și să nu le schimbi pe este de... De hârtie? Da, el o să fie tot timpul comod de... De utilizat, de da? Utilizat. În buzunar, îmi sper că ce-ai greu. Eram într-un turneu în America și era un dans țigănesc, de exemplu, și fetele... Da, mai intrau așa în sală și când eram prin Moscova, prin alte chestii... Lumea mai punea bani. Da. În America nu au. Acolo au câte un dolar sau ceva care plătesc o parcare, restul la dânșii. Deci eu am înțeles, ea a ieșit plin de carduri. A ieșit carduri fără nimic. Așa și aici, depinde deja la ce momente va fi nevoie de utilizat sau... Și atunci, oricum, utilizatorul zice e ok sau nu e ok. Că vin feedback-uri imediat. Dar știi că o situație, știi când dai, de exemplu, cuiva ceva sau, nu știu, se mai întâmplă cerșetori sau ceva de genul ăsta sau trebuie să dai o bancnotă de un leu cuiva, cumva bancnotele este de un leu, oricum sunt importante, nu știu cum, chiar dacă sunt mici, dar e doar un leu și următorul deja e 5. Dacă nu o să primești o monedă de un leu, știi, cineva o să ia o monedă, e, și păi mi-a ducă cu cătisele, dă-mi e 5 lei. Senzația când ai o hârtie în mână, parcă, de ce spune? E mai sigur. Păi, dar omul ăsta, înțelegi, este om, eu vezi că el are hârtie. El de hârtie. Dacă nu ai o hârtie, nu ești om. Aceea e situație, da, parcă dacă nu simți ceva în mâine, dacă mai ai o bancnotă, e altceva. Și în momentul în care tu ai careva monede, pur și simplu cu monedele este o chestie bună în momentul în care ieși afară, nu, ți-ai uitat telefonul sau ai alte chestii și trebuie să strigi la un prieten, știi? E de să-i arunc în geam, știi? În momentul ăsta nu mai arunci cu un leu de hârtie, știi? Poți cașurubieniți. Da. Da, sunt multe lucruri care poți să le utilizezi. Da, e că îți șnești din găurica aia. Din găurica îți șnești, bagă o monedă acolo. Bagă căldând să-i place și să-ți șnească. Bun, Igor, noi avem deosebită plăcere să o invităm acum pe Natalia să ne spună nouă ce rubrică ți-a pregătit ea ție și ce încercare o să fii pus să faci alături de noi. Eu sunt numai gata, am baletul pregătit. Da, da, să vedem. Eu nu știu dacă e legat. Eu nu știu dacă e legat de dans, că noi de obicei facem invers, să nu fie legat de, de profesie, propriu-zis. Natalia, ia spune nouă, ce am pregătit pentru Igor? Igor, trebuie să ne spui cum se utilizează obiectele din imagini. Iuhuhu, Igoraș! Deci tu vei vedea ceva pe ecran și vei spune la ce se folosesc acele obiecte pe care le vom vedea. N-avem idee nici noi. Dar interesant, poate... N-avem idei de obiecte sau de obiecte. Cum se utilizează? Aha, asta e o... Deci asta e o... O bucată de pod. Da, nu m-am vrut spun, da. Cu gazon. O cărămidă, știi, din cu formă. Da, da. La construcție, noi, apropo, ele tot se utilizează. Eu cred că ar fi bine când transpiră dansatorii. Când transpiră dansatorii. Partea asta verde. Partea asta verde. Da, normal, nu știi cum, ca să ajungi până la sânge. Știi că ești scânt cu ăsta, până la sânge. Păi da, să mă rog, să mă reduce până la sânge. Ați văzut cât o muncit, știi? Da, nu, dar ar putea să facă, știi, eu pun cu partea moale, cu partea asta aici se leagă. Partea moale, partea da? Cealaltă când dansează mai trec la celălalt. Cu partea moale. Cu partea moale, da. Bun, cu partea moale e bine. Ce e asta? Un buret. Se utilizează la? Da. Se utilizează la? La spălat vesela. De ce? Și alte organe. La spălat alte organe. Da. Spală tot. Da, exact. Următorul, hai să vedem. Da, a, e complicat. E complicat, da, aici am trebuit. Eu cred că asta l-a mâncat ciorbă, borș, supă. Nu, asta pentru cei care beau mult gin. Păi chinul e așa, da, e așa și cu lingură. Cu lingură, cu lingură. Numai cu lingură. Nu, dar eu am brisit, da, eu turnat într-adevăr un pahar de vin și de-aia eu pus șpâni înăuntru. Spați să ajungă. Dacă nu mănânc tot pâine, și deci nu ești până nu mănânc tot pâine. Mănâncă, am zis. S-am spus mănâncă. Da. Ce ai gustos pentru artiști la ora 12 noaptea. Da, da, uite, linguriță pe 31 decembrie. De linguriță doar pentru zahăr, dar are și o chestie, să vezi, care are o găurică. Asta e pentru artiștii care să o poată la gât. Să nu pun, să nu pune limba altcineva. Da. Eu știi, tu râzi, dar eu le spun la mie când toți îmblă deja leșinați, văd o sticlă de apă, zic, a cui sticla asta noastră? Că goala deja e tot a noastră. Goldăm tot înăuntru noastră, da, mă înțeles. Și așa aici, păi, a cui cana asta noastră? Lingura e noastră, cana tot. Ok, continuăm.
Asta cred că e pentru Borșeva, nu? Da, asta pentru, nu, asta pentru studenții tăi care le doare capul când se învârtesc și când se nervează că trebuie să învârtească. Dacă acolo pune gheață, în principiu și aerotip, poți să vârca capul un pic în stirăcorească. Stirăcorești, da? Nou cocktail. Un cocktail. Asta un blender pentru cocktail, da. Dar mare, pentru un bloc locativ de cocktail. Pentru o echipă întreagă de dansatori. Toată lumea, pentru smeșteri, știi? Băieți, și nici cocktail bem azi. E mai bun, știi, pentru dansatori când se învață țină punctul în rotire. Da. Îl pui și se uită până nu cade, știi? Da, până nu te înveți, nu ieși. Stai acolo. Nu bei. Așa dansatorii și ei răi. Te-ai învârât, măi, cine să te învârtim. N-ai putut să te învârtești pe noi? Păi mai faci elemente, trebuie să ridici sus, să rotești. Sigur. Hai te învârtim aici. Asta noi ca în cosmos, știi? Deci voi aveți în școală așa aparat, să înțeleg eu? El e ultima generație, trebuie încă nu l-am procurat, dar cred că e... Pentru ce e pedepsit? Am înțeles, aparat pentru pedepsit. Stai încă, așa e pedepsit, trebuie să dai bani pentru aparatul ăsta. Da, și normal. Și numai după aceea să fie cumpărat. Da. Următorul aparat. Asta e de vopsit tankurile. Nu, băieți, asta e pe scărcuții. Asta e da, asta e de... Poți să treci culoarea tankului. Da. Care vrei ce e? Nu, dar seamănă cu percuțiile, nu? Da. Sau stai pe chestiune semafor prostesc. Semafor prostesc, da. Asta e bun. Îți culoarea. Nu, asta semafor pentru mașinile alea zburătoare. Dacă e albastru, poți să zbori. Da. Restul tot e clar că trebuie să te oprești, știi? Nu. Următorul semafor. Așa ar mai putea să fie un moment. Asta e arma coregrafului. Da. A coregrafului? Vrei rezultate, trebuie să ai... Trebuie să ai aparatul. Aparat, eu să înțeleg că tu cânti la dansă, când vrei să ai rezultate, trebuie să cânti. Se închid coardele, eu am înțeles el e fără coarde. Nu, asta e tot de percuție, el apropo. Nu, asta e instrument muzical de percuție. Pum, 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 Vlad, nu, asta e chitară fără coarde, pur și simplu e răieșe, dacă nu încălzesc. Ia să înșerbă. Încep mâinile sară. Okay. Următorul. Am înțeles ce-ți folosește, este la ce-ți mai folosește. Asta lua cei care s-au învârtit deja în mașină, dar tot nu s-au primit ceva. Nu s-au primit nici și începe am învârtit tu. Hai mă încă să rătunde la tine problemă. Hai că ești. E bun care e limitatorul ăsta. Da. Nu prea mult. Nu rănești tare. Da. Eu am să te ajut, tu peste ani să-ți spui mulțumesc. Și eu n-am să te cărișesc. Vrei să tu poți să o prinzi în pădea? O încercare. Știi cum sunt ăștia care vrei să dansează și el e ca așa, știți? Băi, stai pe loc! Băi, stai pe loc! Eu cu găuri și apoi l-ai prins. Următorul să mi-e cap. Da. Dar apropo, arată-le aparatul. Dar el încă mai poate fi pentru curățarea sinusurilor. Aoleu, dar eu cred că da. Medical poți fi, aparat medical, ok. Asta e... Asta e complic situația. Da. Eu cred că asta e cucui. Nu, asta atunci când la 4 dimineața, când mergi prin centrul Chișinăului și începe a vedea că mașinile arată așa. Toate sunt așa, da. Toate sunt drepte, plate. Ochii normal, dar cu mașinile... Dar mașinile toate sunt ca un frisbee. Da. Nu, am înțeles, asta e o lentilă. Asta e pentru ochi. Da. Dar pentru ochi mari. Pentru ochi, aproape tot fața. Sau la toți arată când iese din club dimineața așa ochi. Da, cam așa. Seamănă și cu o pastilă, știi? Eu cred că în New York, la Igor, e că numai așa au fost ochii. Igor nu a dormit? Da. Și îmi blat. Băieți, n-aveți deși roșii. Deși roșii, să mai tăiem. Asta, deamă, după și nu s-a prinit nică. Nici cu chișoarele, nici cu astea. Na, duci tu sapă, te rog frumos. Asta e nou, Vlad. Asta absolut n-are nicio treabă. Asta e aparat mai ritm. Stimulator. Este stimulator? Dacă nu-ți ies aici... Ia că ieți lopata și... Nu, eu văd, este chestii de sport, sportiv, este aparat, deci vâslă pentru canoi. Absolut, e că așa arată, iau mânierii. Foarte bine. Da, foarte sau bine. În Veneția cu în gondolă, ai săpat drumul. Data viitoare când ai să duci cu canoia să iei de ăsta. Tu să iei, știi? Da. Eu pe aici am să merg. Bună treabă. Acolo unde vrei să treci, dar nu poți, da. Aici e și gorașe că voi purtați în așa ceva. Buterbrade. Sandwich-uri, da? pentru toată lumea. Da, toate sigur, voastre. Trebuie să ajuți toți prietenii, trebuie să-i susții și când au deschis. Deci aici sandwich-urile, aici? Apa.
apa. Și aici, și aici nu, acolo cât mai adânc te acolo duci, mai, acolo e secret, eu zic așa, probabil, da. Probabil. Acolo sunt monedele. Noi eu mă gândeam că acolo toți. E de asta care vorbeam noi de șters pe față, știi, pentru că culorile trebuie tare mult. Haideți, și ultimul nostru obiect din această seară. În principiu, este... foarte des vă folosesc dansatorii. Da, chiar ne ajută mult. Chiar dacă nu poți dansa, tu îți dansezi. Important să-l ai. Să-l ai. Important să-l ai că îți poți dansezi. Unde îl pune el că îți poate dansa? În buzunar. El îndeva trebuie să-l țină că îți poate dansa. Da, cred. Nu, știi care e situația? Când filmezi un video... Când filmezi un video... Dacă transpiră, știi... Apoi eu de-asta zic, când filmezi un video, îți trebuie să te dansezi, pur și simplu, nu e același efect. Dar când îi mai dai și cu... A, părul tu de-asta vorbești? Îți pare că el așa de repede dansează. El ar putea să-l pună în spate și în momentul în care trebuie să sară în sus... Sară în sus să-l ajute, da? Continuă așa, are un vânt. Să-i avânt. Un așa cred. Un elan. Dar trebuie să vii la repetiții. Ca să înțelegi. Da. Pentru cei care sunt probleme și care rău sar, le spun aparatul invers. Să absorbă. Adică el e universal, eu aș spune. Da, foarte, acolo sunt etapele de sărituri. Că mă uite și cu rece, da, și cu... Da, 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 el apeși, să ai mai sus. Depinde de efectul care vrei să-l ai. Da, eu vreau să avem efectul. Îți dai seama, Igor, eu mă uite, el e pregătit. Igor are două de aici. A, vin în coa, eu știu că și azi chinui pe tine, băieți. Da, da. Cea mai bună explicație este când... Verbală? Da. Da, explicații. Nu, explicația verbală? Fără un strigăt, fără aparat. Nu, știi cum spune? Cea mai bună explicație este verbală dacă ai un pistol în mână, știi? Da, da. Omul înțelege deodată, nu știu cum. Nu știu așa, uite, uite la tine și înțelege. Chiar să vezi când înțelege. Și înțelege exact cum trebuie. Convingător, nu știu cum. Și chiar începe lacrima de la... Noi nu vorbim de școala ta, noi vorbim în general de oameni care înțeleg asta. Și cuvinte adânci are omul ăsta că tu mă începe lacrima. Tu cum te consideri, sau hai să spun așa, cum ai auzit, dacă ai auzit de dansatorii tăi, despre tine vreo părere ca profesor, cum tu ești? Diferit. Depinde când întreb. Când au dispoziție. Moment, da, eu cred că variază de la și până la. Ei, de fapt, și sunt deschiși cu tine? Cred că, da. Și asta cred că e ok. Și eu sunt deschiși dacă nu spunem lucrurilor așa cum sunt, noi o dezvoltare. Unde e bine, spunem că e bine, unde e rău, spunem că e rău. Cred că fix așa și e. Tu crezi? Îi întrebăm noi. Da, cât de des, uite, se întâmplă să aveți vreo repetiție în care să fie doar bine. Uite, ați făcut și n-ai avut nicio... Obiecție. Nicio obiecție. Da, sigur, asta când m-a sunat azi, că mâine trebuie să dansăm. Dacă azi am obiecții, nu ne mai trebuie încă vreo săptămână. Acolo nici eu. Eu înțeles că trebuie să facă din prima și bine. Atât, nu avem opțiuni. Da. Așa. De mă cum a ieșit, nu contează pentru că a ieșit bine. Bine, a ieșit bine, băieți. Și eu ieșit din voi, eu am înțeles, dar a ieșit bine. Da. Hei, aici, într-adevăr, nu poți să ai nicio obiecție, dar atunci când aveți la dispoziție foarte mult timp, obiecții sunt multe chiar și până în ultima zi sau nu? Păi trebuie să fie, că dacă se termină obiecțiile... Adică noi nu avem limit, oricum noi trebuie să ne luptăm pentru mai bine și mai bine și singur știți că nu avem așa. Tu ai fost plecat, Igor, în atâtea țări și până la urmă te-ai întors acasă și muncești mai departe. Nu ai avut ocazia să rămâi sau nu ai vrut tu? Nu, am avut ocazia, dar nu știu, așa s-a întâmplat că m-am întors acasă. Eram alipit tare de familie. Deci, mea care era și mă simțeam bine, numai în direcția dansului erau unele momente care nu mi-erau clare sau nu credeam că e posibil de ajuns la alte nivele. Da, de ajuns la așa un nivel sau de a mă simți eu ok în lumea mea. Dar ok, acum ai posibilitatea, de altfel ai observat și tu, că poți să pleci undeva, să înveți ceva nou, să vezi ceva nou, acum sau să te inspiri din ceva, nu? Cum... mare. Da, și revin apoi acasă cu mare drag, mai ales că avem de pașaparte biometrice și da, poți să te duci ușor... Dacă ceva și românesc, dacă trebuie de organizat. Da, până la urmă, e bine că e bine și e bine pentru noi, spre exemplu, e foarte ok și ne bucurăm pentru că tu te-ai reîntors în țară, pentru că există o echipă bună și în orice moment, orice show este asigurat cu niște băieți profesioniști. Îți mulțumim, Igor, pentru că ești alături de noi.
Și în această seară, în deosebit, îți mulțumim pentru că ai venit la noi la etajul nou. Sper că n-ai vrut să te ridici pe scări, dar ai urcat cu drag pe liftul nostru. V-ați avut grijă de mine să ajung aici cu bine, tot ok, vă mulțumesc. El de fapt e stricat, eu nu știu cum tu ești, ok. Mersi frumos, Igor, o seară frumoasă să stai în continuare. Bun. Stimați concetățeni, voi nu schimbați canalul, că de altfel să vă încălșim chișoarele și nu să puteți dansa deloc. Clar? Busuioc TV, publicitate.